Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, 1.755.846 de oameni își sărbătoresc onomastica de Sfinții Constantin și Elena, dintre care peste 1,1 milioane de bărbați și aproape 608.000 de femei. Astfel, peste 111.000 de femei poartă numele de Ileana, alte peste 86.000 de femei se numesc Elena, peste 19.000 Ilinca și peste 23.000 Lenuța. Alte derivate întâlnite la femei sunt Constanța, Constantina, Leana sau chiar Nuța și Leni. La bărbați, cel mai întâlnit nume este Constantin, 466.578 purtând acest nume, urmat de Costel, 78.476, Costică, 29.206 și Costin, 21.466. Alte derivate întâlnite sunt Costi sau Costeluș. De asemenea, numeroase biserici din țară și din străinătate poartă ramul Sfinților Împărați Constantin și Elena. Unul dintre cele mai vechi lăcașuri de cult din țară închinate Sfinților Împărați Constantin și Elena este Catedrala Patriarhală din București, care a fost ființită în 1658. Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt cunoscuți drept cei care au dat libertate creștinismului. În calendarul popular, sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este sărbătoarea păsărilor de pădure, numită Constantin Graur sau Constantinul Puilor. În această zi este interzis să se muncească, iar prin odihna de la muncile câmpului, se credea că recoltele nu vor fi mâncate de păsări. Ziua de Constantinul Puilor este ultima zi în care se mai semănau porumbul, ovăzul și meiul. În popor se spune că tot ce se seamănă după această zi se usucă. Este ziua în care păstorii hotărăsc cine va fi baci, unde se vor face stânele și pe cine vor angaja să le păzească pe timpul pășunatului. Se măsoară și se înseamnă pe răboj laptele de la oile fiecăruia. De Sfinții Constantin și Elena, femeile dau cu tămâie și stropesc cu aghiazmă pentru a alunga duhurile rele și necurate. Pentru a se apăra de forțe malefice, țăranii aprind un foc mare și stau în jurul lui. Prin acest foc obișnuiesc să treacă și oile pentru a fi ferite de rele pe timpul cât vor sta la stână.